Peste 130 de polițiști, jandarmi, inspectori sanitari și comisari de la Protecția Consumatorilor au efectuat zilele trecute ample controle la terase, săli de jocuri de noroc și baruri pentru prevenirea consumului de droguri, a absenteismului școlar și a victimizării minorilor. La nivel de județ au fost verificate 186 de unități de alimentație publică, în special cele aflate în proximitatea școlilor, și 75 de săli de jocuri de noroc și pariuri sportive. În mai multe cazuri, polițiști au constatat că nu s-au emis bonuri fiscale ca urmare a încasării realizate și au aplicat 26 de amenzi de aproape 170.000 de lei, confiscând și peste 4.000 de lei, încasați fără să poată fi justificați prin bonurile fiscale. În cazul unui bar, polițiști au constatat că 3 clienți fumau în spațiu închis, motiv pentru care aceștia au primit câte o amendă de câte 500 de lei fiecare, iar reprezentantul barului verificat a primit la rândul său o amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea legii privind fumatul în spațiile publice.